Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului Republicii Moldova, Ion Creangă, bănuit de trădare de patrie, rămâne în arest în penitenciarul numărul 13. Curtea de apel a respins astăzi contestarea depusă de avocații lui Creangă și au menținut decizia primei instanțe cu privire la arestul în penitenciar. El pledează nevinovat și refuză să facă declarații în cadrul anchetei. Funcționarul a participat la ședință prin videoconferință. A pledat în vederea înlocuirii o alte măsuri, adică emiterea unei decizii privire la o altă măsură non-privativă de libertate. Pledează nevinovat? Pledează nevinovat, ultimul fiind audiat la etapa urmăririi penale în calitate de învinuit, deci s-a folosit încă o dată, deci reiterez, s-a folosit de drept său procesual de a nu face declarații la această etapă, pledând că adică este nevinovat. Acuzatorul susține că Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, ar fi transmis informații cu caracter secret care ar fi putut fi folosite împotriva intereselor țării noastre. Până acum, doi martori, inclusiv un angajat al Secretariatului Legislativului, au fost audiați pe acest caz. Informațiile erau colectate în maniera în care, așa cum bănuim noi, ar putea fi folosite o anumită etapă în detrimentul intereselor Republicii Moldova. Adică în detrimentul asigurării capacității securității de stat, asigurării inviolabilității teritoriului, precum și independenței. Au fost audiate două persoane în calitate de martor, una dintre care vorba de un angajat din cadrul Secretariatului Parlamentului. La moment facem și alte evaluări și investigații în vederea stabilirii întregului cer de persoane, inclusiv din cadrul Secretariatului Parlamentului, care ar putea fi atras și audiat în calitate de martor. Pe de altă parte, avocatul lui Creangă a declarat pentru Moldova 1 că funcționarul pledează nevinovat. Vina nu o recunoaște, pledează nevinovat și consideră că nu a comis nicio infracțiune. La momentul audierii au refuzat să dea declarații, deoarece nu era clar învinuirea, este o învinuire generală și în situația în care ar fi una detaliată, să depună declarații. Amintim că Ion Creangă și un polițist de frontieră sunt bănuiți de spionaj și complot împotriva Republicii Moldova. Aceștia ar fi oferit informații care ar fi putut prejudicia interesele Republicii Moldova unui angajat al ambasadei Rusiei la Chișinău. Creangă și angajatul IGPF au fost suspendați din funcție pe perioada investigațiilor, iar angajatul ambasadei a declarat persoana non grata în Republica Moldova. Dacă va fi găsit vinovat, Ion Creangă riscă de la 15 la 20 de ani de închisoare.